lui o lansare de carte, având ca invitați doi maestri ai literaturii bănățene, Viorel Mariniasa și Daniel Vighi. Dânsii au venit în fața noastră astăzi cu o carte, o carte cu un titlu întortocheat, dar un titlu incitant, credem noi, și pentru cititor. Plânsul bătrânilor. Toată cartea-i întortocheată. Așa. Plânsul bătrânului tenor dramatic sovietic. Punct. Nu, nu e punct. Memorator pentru tanchiști. În paranteză, stereoproze. Da. Mi-a fost destul de greu să rețin titlul, încercam să dau știrea o să o descifrăm puțin, vă spunem ce am vrut. Fără hârtie nu am reușit să mă descurc, dar în mod sigur autorii ne vor spune mult mai multe și vor descifra acest titlu, împreună cu Dorin Muraru și cu Cristian Ghinea. Pentru început, Dorin, te rog frumos. Orice istoria literaturii care se referă la spațiul bănățean, cuprinde cel puțin două nume. Iar purtătorii acestor nume sunt aici de față. Adică nu e un eveniment cultural doar așa trecător, ci un eveniment cultural care cu siguranță va rămâne în memoria noastră afectivă. Sunt într-adevăr în fața dumneavoastră doi scriitori importanți ai literaturii române. Nu sunt ai literaturii Banatului. Dar noi ne alintăm așa din când în când cu Banatul acesta, ori de câte ori este prilejul. Sunt doi autori importanți pentru că au marcat dezvoltarea prozei din țara noastră, începând cu anii 80. Și dacă veți deschide diverse studii despre acest sector al literaturii, veți găsi mereu un tandem. Vighi și Mariniasa. Sau Mariniasa și Vighi, în funcție de cum îi venea autorului să scrie. Pe lângă ei mai figurau uneori Pora, alteori Lucian Petrescu și încă vreo câțiva autori. Dar acest tandem a funcționat exemplar și de mirare într-o lume în care scriitorii adesea încearcă să se sumineze. E un tandem care a reușit performanțe deosebite, iar una dintre aceste performanțe este această carte. Acum, sunt doi profesori universitari aici de față. Cred că această carte ar trebui studiată la unul dintre seminariile de literatură de la Facultatea de Litere din Timișoara sau de la oricare altă facultate ca un material extrem de folositor pentru devenirea oricărui om interesat de evoluția prozei din această țară. Ca un exemplu de fel în care se poate scrie proza în acești ani. Deci este în această carte, să zicem, comprimate în această carte diverse teorii, care de care mai stufoase, mai oțioase, cum vreți să le spuneți, și care în aceste rânduri explodează de bucurie, de fericire, de încântare. Este o carte extrem de dificilă, pe de altă parte, pentru cititor. Orice teorie a lecturii se poate aplica aici. Și de la Paul Cornea, stăpânul, să zicem, de pe la București al acestei teorii, până la oricare alt autor de asemenea lucruri, se pot face diverse comentarii în această privință. De pildă, veți găsi în această carte textul împărțit în două. Între cele două segmente ale textului, e un soi de fileu, dacă vreți, în termenii tenisului de câmp. Cititorul ce poate face? Dacă vrea o experiență suprarealistă, n-are decât să citească de sus în jos. Și textul care aici sus e scris, să vedem de cine, de Viorel Mariniasa, poate continua în acest cod suprarealist. Nu pricepe nimeni. În textul care e scris de Vighi. Dacă vrea o descifrare, să zicem, în cod obișnuit, poate să citească, sigur, de la stânga la dreapta și apoi în continuare. Poate să facă pe sărite, dacă vrea o experiență inedită. Deschide cartea undeva și vede că autorii pornesc de la o imagine. Și își spun ei doi, de față fiind, hai să pornim noi să scriem o proză de la, să zicem, această statuie. Și proza începe. Veți vedea felul în care drumul
fiecarei proze se conturează. Felul în care proza respectivă trăiește. E aproape incredibilă experiența pe care cititorul o are atunci când se implică în acest text. Ama, s-ar putea ca cititorul... Doar știi ce? Iată-mă un pic, da. E minunat, că descifrez, că într-adevăr e dificilă. Dar la urmă nu ne lasă și citim ca să vadă lumea ce am făcut aici. Ceva cu... Că nu e atât de complicat, o să vedeți. Bro. Sigur, acum ne alintăm, nu e chiar atât de complicat, dar poate fi complicat dacă vrei să faci o lectură din aceasta. Se poate face o lectură în oglindă. Și aceasta e bine. Deci se poate auzi vocea lui Marineasa și se urmărește numai textul lui, sau se poate urmări textul lui Vighi. Eu cum am citit, prevenit fiind de autori, am citit fiecare lucrare, când a unuia, când a celuilalt. Și în felul acesta m-am putut bucura de dialogul acestor voci care apar în carte. Cartea este una a amintirilor. Cartea e una care poate fi considerată cu mici Madeleine Proustiene. Carte este una a fericirii din zonele care sunt atât de însingurate. Din zonele noastre, din zonele noastre interioare, sau din zonele care au rămas cam fără stăpâni într-un banat care se dezvoltă uneori haotic. Deci este o carte care oferă multiple deschideri. Și sigur că autorii ar trebui să spună mai departe despre aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumim, Dorine! Mulțumim, Dorine! Înainte de a asculta pe cei invitați, pe domnii Marineasa și pe domnul Vighi, o să-l rugăm și pe Cristian Ghinea să ne spună câteva impresii despre cartea domnilor sale. În perioada premergătoare Festivalului Internațional de Blues de la Lucroș, mă strecuram în culise pentru a asista la repetiții sau pentru a mai ciupi un scurt interviu cu artiștii care aveau să concerteze pe scena Teatrului Traian Grozăvescu. Așa am ajuns să fiu martor al unui extraordinar dialog muzical între doi muzicieni care împreună chiar compuneau o adevărată orchestră. Acest duo, despre care aveam să aflu că de 7 ani cântă împreună, ajunsese la o asemenea perfecțiune a dialogului armonic, încât răspunsul era preluat rapid și trimis înapoi într-o clipită, ghicit, anticipat, dintr-o suflare, apoi returnat într-un crescendo magnific. La fel este și cazul volumului Plânsul bătrânului tenor dramatic sovietic, punct, memorator pentru tanghiști, aparținând a doi virtuozi ai scrisului, care exersează împreună arta improvizației într-un epic provocat de ecouri stereofonice. Și așa, prozele lui Viorel Marineasa și Daniel Vighi înaintează în tandem ca o vietate miraculoasă ce pipăie febril realitatea înconjurătoare, cu două antene la fel de sensibile, dar care se mișcă independent. Percepția stereofonică a stereoprozelor semnate de Viorel Vighi și Daniel Marineasa, sau viceversa, dă profunzime, culoare și perspectivă imaginilor, este vie, capricioasă și inovativă, se construiește pe sine cărămidă cu cărămidă, pasaj după pasaj, suprapus sus-jos, jos-sus, de nici nu mai știi cine este autorul. Dialogul muzical dintre Marineasa și Vighi are efect contaminant din capul locului, încă din precuvântarea ce voim, care mi s-a părut la început că exprimă țanțoș o voință la plural, tare ca oțelul unei săbii japoneze trecute prin foc și bătute temeinic și pe față și pe versuri. Cei doi reușesc însă să mă bage în ceață încă de la pagina întâi, când amintesc de fotografiile unei doamne sau domnișoare Wolf, adică lup, alături de care s-au plimbat unde altundeva decât taman într-o pădure teutonică. Așa că răstorn ordinea firească a lucrurilor, răsfoiesc aleatoriu ultimele pagini ale tomului ce poartă sigla editorii timișorene Diacritic, îl descoper pe Daniel Vighi rezemat de zidurile unui șlos singuratic, privesc imagini cu frunze moarte și scarabei înțelepți rătăcind prin iarbă și aduc mulțumire că pe lumea asta mai există și poeți editori precum Adrian Bodnaru, înzestați cu har și ingeniozitate. Având senzația că m-am avântat prea mult în larg, revin la ancora de pe prima pagină, cea cu antetul Ce voim. Abia acum observ că subiectul primei părți a cărții, legat de muzică, ruși și aspirația lor spre libertate,
a fost inspirată măcar parțial de chitara lui Bulato Cugeava și iarăși mă abat de la firul lecturii, scormonesc din rafturile bibliotecii, dau de cântecul esențial al lui Cugeava, editura Universului, Z7, recitesc câteva versuri, doar atât cât să intru în atmosferă și mă întorc la cartea prietenilor Vigni și Marineasa. Deja nu mă mai simt ca un intrus în dialogul celor doi. Odată depășită crampa scriitorului, iau seama la îndepărtarea firimiturilor de pe masă și a farfurilor înghesuite arandala, exact ca în descrierea lui Marineasa, care mă avertizează că, dacă voi începe să scriu, pe genunchi, ca un frustrat, rezultatele vor fi minime. În josul paginii, companionul Vighi atrage atenția că există și o istorie orală a locuirii, reamintindu-mi mie și lugojenilor care au fost de față, pledoaria sa, de după o lansare de carte, pentru zecile de castele și conace pierdute pe plaiuri timișene, arădene și vivorene, lăsate să se părăginească în timp ce noi trăim o nouă taraveră, războiul cultural al baștanilor care ridică de zor pagode cu turnuri și turnulețe, iar acum vor să transforme și centrul Timișoarei după chipul și asemănarea lor. Legea poate fi cumpărată cu bani, ba chiar și câte un arhitect, om și el, dar cultura, trecutul, istoria sunt un ultim obstacol al unei cost, dar statornic, pe care baștanii n-au cum al înțelege. Aceeași cultură, același trecut, aceeași istorie care au stat în fața armiei, unui ocupant încredințat că tancul înseamnă emblemă, cooperare și progres. În timp ce Marineasa își încheie dizertația cugetând amar, ținere de minte îmbrăzdată de tancuri, ce porcărie, Vighi recrează atmosfera de la catafalcul tăptucului popoarelor, I.V. Stalin. Pionierii plâng, mamele eroine plâng, fruntașii în producție plâng, colhoznicii plâng. În același an și în aceea zi, notează Vighi, la 5 martie 1953, murise și marele compozitor Serghei Prokofiev. Dar despre asta nu s-a spus nimic, pentru că întotdeauna motorul ambalat al unui singur tank va acoperi cu ușurință sunetul unei întregi orchestre simfonice care se mai și închină în secret decadentismului muzical burghez. Tancul contra cultură pare a fi o temă cam exagerată pentru gusturile megieșului Marineasa, care printre referiri la stabilizarea unde pe un leu ai căpătat trei gogoșani și la textele propagande antititoriste, găsește de cuvință să ridice în slăvi farmecul femeilor slave, rusoaica, sârboaica, cehoaica, poloneza, iar Vighi ține isonul amintindu-ne și amintindu-mi de minunata și melancolica producție Mosfilm, Gală pentru doi, o poveste de dragoste pe care o urmăream și eu, student fiind, într-o sală de proiecție congelată din Timișoara, visând la dezghețul gorbaciovist. Iar sala se numea Dacia, înainte de a dispărea definitiv de pe hartă. Provocările autoimpuse mai vin din partea unui intelectual de tare al lui Solzhenitsyn, dar și din partea lui Jirinovski, președintele Dumei de Stat, la un moment dat, care profețea că fără Rusia, România va fi distrusă, pentru că nu este necesară Occidentului. Sesizând că până și cățeaua sa, văduvă de război, plânge sincronizat cu bobița lui Daniel Vighi, sau mai bine zis al lui Muncuțu, Marineasa spune: trebuie să depistăm aici un protest și un protest indirect la adresa literaturii despre literatură. Acest vampir îngânfat, ce se consideră o minune în comparație cu organismul impur pe care îl parazitează. Dar chiar literatura însăși, subtil, anofel, cuprins de amețeli, e încredințată adesea că lumea e o scenă prea săracă pentru evoluțiile sale scălâmbăiate. Iar lumea, ca lume, își continuă nestingherită mersul pe căile ei bătătorite, precum tinerii neștiutori care se iubeau pe malul Mureșului, undeva între Șoimoș și Radna, fără a fi conștienți de roțile universului care se învârteau cu uruit greu deasupra lor, fără a fi preocupați de pumnii grei ai liderilor lumii, care băteau în mahonul birourilor din cancelariile lor, făurind la greu politici și geopolitici. Nu, nu. Departe de toate acestea, Vighi și Marineasa par mai degrabă pasionați de istoria birturilor ruinate ale Timișoarei, unde se nășteau poveștile de odinioară, pline de farme, poveștile stereo de azi, pline de sevă, ce par pierdute într-o lume de secol 21, în care neo-neandertalienii bovini și suficienți
conversează prin onomatopee, semne de exclamație și ideograme ce mimează emoția, zâmbind sau strâmbându-se la tine cu limba scoasă. Iar dacă în alergarea noastră perpetuă, omul de la stand ne-ar oferi așa ca la maraton, la primul popas, cartea lui Vicky și Marineasa, în loc de apa energizantă sorbită din plastic cu paiuri, și tot ar merita să ne oprim, să ne tragem nițel la umbră și să citim. Căci orice s-ar întâmpla pe lumea asta, indiferent de tancurile trecute și viitoare, vorba comicarului, nu este alta mai de pe zăbavă decât cititul cărților. Bravo! Ce dorim, da, mulțumim. Știți ce mă gândesc? Să citim puțin, scurt, că nu să nu va să... Dar puțin așa pentru atmosferă, da, stereo. Și... stereo, sigur. Știți ce am observat? Ani de zile la noi, și poate că aici e și școala puțin de-a vină. Trebuie să ne asumăm asta. Nu punem în valoare textul. Noi îi mulțumim, hermeneutica a fost foarte bună interpretarea și necesară. Dar puțin e bine să dăm glas și textul din data tale. O să citesc foarte puțin. L-am demnat Viorel să prezint o mică secvență în care ne-am propus să mergem în celebru talcioc din Mehala. Celebru, încă din vremea anilor 80, se numește Subcultură. A fost atât de anticomunist acolo că securitatea era nebunită, că acolo era cea mai mare propagandă posibilă cu blugi, cu cafea și cu blugi era pe acolo. Și eu, pe de altă parte, să citesc ceva dintr-un cimitir atât de stran al orașului Timișoara, încât nu vă pot spune, și atât de părăsit, pe de altă parte, încât te doare sufletul trecând prin el. Este vorba de cimitirul de pe calea Liporei. Dacă ați trecut pe acolo, este cel mai vechi cimitir din Banat. Acolo se află un mormânt al unui cimitir evresc. Un mormânt din 1600, din vremea ocupației otomane a Banatului, printre altele. La ora actuală este ceva acolo, nu vă pot spune ce paragină totală. Nu ne respectăm patrimoniile funerare, de exemplu. Nu mai vorbesc de clădiri și de alte lucruri pe care le-au moștenit de la cei de dinaintea noastră și le... nu le apărăm. Nu le apărăm. Cimitirul din calea Buzea și de care e distras. Citesc puțin. Miros de fân, de arbuști, de iedere cățărătoare, de ceva anume vechi și calm, pașnic. Caut blocul acela în care fusesem eu la mormântul unui rabin, un sfânt. Îl găsesc după coroana mare a sicomorului bătrân care veghează o piatră mare străjuită de două urne funerare, un soi de acoperiș de piatră deasupra solului, pe care sunt depuse ofrande pietre de râu, o ușiță pătată de ceala lumânărilor, apoi spațiu dinăuntru cu bilețele, cu tot felul de dorințe adresate sfântului, de iubire, de izbândă în căsnicie. Mă așez pe banca de piatră scufundată în pământ. Roată, roată, ruguri, arbuști, lăstărișuri de sânge, salce, sub sicomorul bătrân, piatra bătrână, galbenă, scrisă în alfabetul ebraic, impunătoare și impenetrabilă. Un mister oriental de o clipă plutește peste tăcerea locului, stai ascuns acolo și răzbate încet, încet ritmul veșniciei banale. Ceva turturele cu ubuitul lor, nu prea departe o cioară, pasărea denumită ciovică, mierle, o codobatură, ferigă, lăstăriș, două cupe funerare din piatră sub sicomor alături, lângă oșița pătată de fum, o bucată dintr-un ziar, o desfac să văd ce este suplimentul focus turistic. O cutie goală de chibrituri, alta de margarină, într-o urnă care v-a adus un buchet de flori de câmp ofilite, ies din locul acela încremenit. Trec pe lângă un mormânt lângă care așeza careva un borcan cu apă și flori. În spatele cimitirului morminte mai noi, nu foarte multe, cu anii de după Revoluție trecuți pe pietre. Deșifrăm nume în germană, în ungurește, altele în română, în vârste biblice. Decedații mai toți trecuți de 80 de ani, foarte mulți nonagenari. Găsesc un mormânt recent, un Kovac Erwin, decedat 2001, ultimul nou venit, îmi spun. În timp ce trec printre corcoduși, pe lângă un fel de prun cu fructe roșii coapte înainte de vreme de mărimea unor cireșe mai mari. O luăm în alteritate, exotismul unor locuri pe care nu le mai regăsești în oraș,
cu excepția unor curți interioare, mai nimic interesant pentru proză, mai degrabă poezia ar putea da seama despre cum anume se prezintă lucrurile pe aici. Da. Deci e vorba despre același cimitir evreiesc, care m-a făcut, bineînțeles, să plec de la imaginea aceasta a cimitirului pe o stradă foarte interesantă, strada Reșița, cu casele sale de raport, unde locuia o lume dintr-asta etnic diversă. Camioneta comunității sosea zilnic, un fragment. Cu demâncare, iar o femeie venea la intervale regulate să deretice prin casă. Aceeași persoană, având însărcinarea să dea o dată sau de două ori pe vară șarje uriașe de tăiței pentru supă, pe care îl usca întinși pe hârtii și pe prosoape, în toată casa, chiar și pe fotoliile din curte. De la doamna Steiner, care îi permitea să îi se adreseze cu Steiner nenii, dar și de la coana Mărioara Ancel, așa îl chema și pe Paul Celan, Paul Celan, sau Celan, cum vreți să-i spuneți, că nu nemțesc, românesc, grecoaică din Galați, văduva unui pilot francez detașat pe lângă Ministerul Român de Război, victima a spionajului german în anul 1940. De la ele două a învățat Angela, maimuțica, să coasă artistic, să tricoteze, să ștricuie cu iglița celebrul pas de lanț. Tot în acea epocă i-a făcut Steiner nenii cadou puștoaicei, ce era, un așternut de pat pentru când s-o mărita. Angela avea să o vadă pe doamna Steiner pentru ultima oară vorba vine la terminarea liceului. Era înfășurată complet într-un ceașaf și avea o cărămidă sub cap, fiind întinsă, bine cunoscută de un verande, numai ochiul de geamă. Apartamentul a rămas o vreme gol, ca apoi să se mute acolo un clan numeros de moldoveni cerpereți. Constați invazia ferigilor, a sângerilor și a lungilor, furnici, fruturi, mierle, ciobici, lăcuste, grâze de umezeală transparente. În urna funerară, flori de câmp învelite în hârtie creponată, în preajma aușiței din itier, afumate, a cavoului, un prospect turistic, Canada, țara făgăduinței, Maiorca, insula magică, o cutie de margarină matinală, cear, chibrituri. În partea dreaptă a curții cum intri locuia doamna Altman, specialistă în dulcețuri și gemuri, dar și în ceaiuri, drept pentru care grebla malurile vegheiului și marginile orașului în căutare de plante. Avea o casă pe Ciprian Columbescu, dar n-a putut intra în ea decât într-un târziu din pricina chiliașilor, o grădină nesfârșită și cai și încărcați de rod, dar și de fruturi albi cu vie. Numai doamnei Markovici nu murise soțul. Ușor a plecat, înainta cu pași mici, pe masă aștepta în permanență un pahar cu apă și semințe de in la macerat, băutură recomandată pentru dresul intestinelor, în care domnul Markovici credea cu sfințenie. De aici împrumuta Angela și romane facile și tomuri docte. Când cei doi plecau cu tramvaiul la operă, doamna arbora costumul gri petrol, bluza albă cu golănașe, mănuși negre de dantelă. Ai mințit, Angela, sau doar ai uitat? I-ai omis chiar pe cei ce ți-au dăruit sfeșnicul cu două brațe, de care faci uz la sărbătoriuri, la nevoie, și tocmai numele lor nu-l mai ții minte. Domnul cel bătrân, mărunt și slab, nu suporta să-l atingă cineva, tresărea și se pornea să țipe. Îi mici îl șicanau cu din adins, doar Angela, fată diligentă, se comporta exemplar. Nu trebuie omis că vis-a-vis de casa de raport se afla și se află sinagoga. Domnul Markovici se întorcea uneori trist, dar ce nu se întrunea numărul minimal al bărbaților pentru ca slujba să poată începe. Angela era fascinată de porțile din fier forjat, de curtea pavată cu dale, dintre care se ițeau flori de piatră multicolore, un teritoriu cu totul deosebit de al curții celeilalte, plutind bani praf, bani noroi. Să nu uităm nici zidurile din ceramică lecuite. Să nu trecem cu vederea că de Paști sau de Crăciun, Angela confecționa felicitări pentru rudele din Bucovina sau din Bistrița, inspirându-se în vignete din motivele cu frunze și flori de la grilajul templului. Templul ce își deschidea la porțile într-o anumită zi a începutului de vară, ca să primească al aerul tineretului, ce timpuri,
care se întorcea cu brațele încărcate în papură culeasă de-a lungul râului, dincolo de port, spre podul Modoș. Rătăcești prin cimitirul vast și constați că destule plăci au căzut într-o rână, din cauza vegetației ce sapă într-una. Cauți urma doamnei Steiner. Înscriși cu caractere gotice apară Dr. Leopold Steiner și Dr. Iosef Steiner și o inscripție în ebraică. S-ar putea să nu existe nicio legătură. Iarăși pe strada Reșița. Intri în curtea ce nu-ți mai aparține, stăpânită acum de o lume de adunătură. O lume, îți vine să zici, fără istorie și fără pregnanță. Despre farmec, ce să mai spui? Frau Steiner, adică Steiner, nu mai locuiește aici. Da. Acum, eu le-am propus celor de la masă, dacă am putea să facem și o mică prezentare a unor incursiuni și literare, și civice, și istorice în lumea pe care o am moștenit-o și pe care o nesocotim adesea. O nesocotim poate că și din ignoranță. Și și aici suntem cu toții vinovați și ca dascări, poate că și ca formatori de opinie și ca oameni care avem în stăpânirea noastră mai multă, să zicem, știință despre ceea ce s-a petrecut în Banatul nostru. Să știți că Banatul este puțin cunoscut în istoriografia românească. Toată istoria asta lui este absolut fascinantă și extrem de interesantă. Așa că la Asociația de scriitori pe care am făcut-o noi, un ONG, i-am spus Ariel Garda, am inițiat niște manifestări anuale în dorința de a atrage atenția asupra patrimoniului urban prin mijloacele literaturii, a artei, a muzicii, a tot ceea ce, într-un fel, ar putea să le protejăm cu mijloacele noastre. Și pentru asta am inițiat niște Straßenfest, zic nemții, am luat model german, și anume sărbătoare ale străzilor, anumitor străzi istorice odată în an. În ce a constat această sărbătoare? În, sigur, manifestări de natură pe strada respectivă, de natură muzicală, de natură literară, de natură de teatru, de happening, cam cum. Au început, să știți că de la noi au venit și Street Delivery în București cu manifestările astea de așa numită artă stradală, care este extrem de modernă, extrem de incitantă și extrem de vie. Și lucrurile astea, într-un fel, ar putea să dea culoare unor locuri în care trăim. Și așa că am început cu strada Emanuel Ungureanu, prima manifestare, în urmă cu vreo 5 ani, care strada Emanuel Ungureanu este strada pe care se află Liceul Lenau. Este strada pe care și se află și intrarea din spate a Bisericii Sârbești de acolo. Nu? Este strada de lângă fosta primărie veche care merge până spre clinicile noi. Este o stradă în care a trăit Atanasius Scarlatov, pe care l-am descoperit în secolul XIX. N-aș putea să spun ce naționalitate a fi fost acest bogasier. Deci negustor de mirodenii și de lucruri din astea care țineau mai degrabă de o lume orientală decât centrală europeană. Este o stradă pe care au fost doi împărați. Și Franz Josef a fost mai târziu, dar și înaintea lui Iosif al II-lea. După aceea, anul următor, am făcut o altă stradă. Așa, și am oprit stradă, fost și primarul și, mă rog, lume, presă, cu tineri, elevi de liceu îmbrăcați în costume de epocă. În sfârșit, am prezentat fiecare clădire. Am încercat să atragem cei care stăteau în prăvăliile de acolo. Pentru că componenta asta e și turistică importantă. Noi trebuie să prezentăm clădirile pe fiecare, cum au nemții, pe fiecare clădire spune, datează din epoca cutare, aici o sta cutare. Vorbesc de clădirile de patrimoniu istorice. Dacă nu facem asta, ne pierdem toată identitatea, cum ziceam, și patrimoniul funerar, că vorbirea cu mijloacele proze de acel superb cimitir care sunt în ruină. Nu mai spun cimitirile în care există identitatea orașului Timișoara, care sunt cu lumea, familia Tuner și alți mari orășeni ai Timișoarei, care sunt desfigurate și vândute și apar tot felul de concetățeni din ăștia lingurari și care își pun acolo termopane, până și acolo.
În sfârșit, deci suntem într-o lume asediată și trebuie să facem față acestui asediu, prostului gust al agresivității, al banului fără măsură, care crede că îi se cuvine totul dacă ai bani, cred, este o lume care nu mai are sistem de valori și trebuie să le reașezăm într-un fel. Și cultura este un mijloc de rezistență față de acest prost gust al semenilor noștri. Și asta școala e... Eu mi-asum asta și trebuie să ne asumăm toți, să fim puțin mai critici cu ceea ce facem la școală, am impresia. Că de ani de zile, nu știu ce se întâmplă, e o criză morală foarte mare. În sfârșit, strada următoare, în anul următor, a fost Eugeniu de Savoia. Este o stradă care pleacă dinspre Mărășești, de la strada Mărășești, care este de la spitalul militar și merge până la tribunal, la dicasterial. Travesează și Alexandrie. Și este o stradă în care se află și fosta poartă Forforoza, pe care a intrat prințul Eugeniu de Savoia, cel care a eliberat Banatul de sub 164 de ani de domnie otomană, numai mai lungă decât cea a romanilor în Dacia au fost. Dar și Belgradul și Budapesta. Și Belgradul și Budapesta, prințul Eugeniu. N-avem. Există în Viena, există la Bratislava statui ale prințului eliberator, măi, că totuși a făcut omul ăsta extraordinar. Este a fost mică în Parcul Central. Mie că sunt prost. Meschină. Statuie vestră, mare, să strige bani în toți banatul. La Budapesta. Acest om s-a luptat cu, la Viena cu magnații unguri, Luminița și istoricii știu asta, până în 1870 și nu el. Moștenirile lui. Maria Tereza l-a mai ascultat să nu incorporeze Banatul la grofii maghiari, care așteptau să-și ia pământului după 164 ani, ca așa, cu, numai că au trecut atâți ani și au spus, nu le mai dăm. Și, într-un fel, a fost cel care a inițiat și reformele mai târziu iosefiniste și de la acest prinț, care și este un personal. Și unde mergi în continuare. Și mergi în continuare, administratorii ai Banatului, extraordinar. În sfârșit. Strada Eugeniu de Savoia. Am spus așa cu scriitorii noștri mai tineri. Am spus, mai luăm fiecare clădire și scriem povestie despre fiecare clădire. Dar nepreveniți. Cartea este aici. Numai puțin să dai să o arată. Cartea Eugeniu. Este lucrată de Camil Mihescu, care este artist la Facultatea de Arte Plastice. Că asta spun și primarului și trebuie folosiți tinerii. Avem Facultăți de Arte Plastice, de muzică în Timișoara, și nu-i folosim. Aia sunt spectacole într-o sală acolo închis pentru profesori. În sfârșit, dacă nu-i folosim, nu o să îi avem. Și le-am zis așa, mergem și facem la fiecare clădire. L-am luat pe Ioan Hațegan, Luminița Vanul, știe, istoricul, care știe istoria Timișoarei foarte bine. Și el a făcut istoric cu fiecare clădire. Aceste. Și scriitori au scris despre fiecare clădire ce li s-a părut interesant. Ei, aflați că am descoperit lucruri extraordinare. Fiecare stradă este un univers, un microcosmos, o lume specială. Spre exemplu, am găsit pe această stradă că a locuit chiar Viorel Marineasa, am tras la, ca ăștia, la Tristan Țara, am tras fiecare clădire la cuiile bine ca să scrie despre clădirea respectivă, clădirea în care domnul Marineasa trebuie să scrie, a locuit un mare pictor pe care nu știam, în secolul XIX, Carl Brodsky. Acest Carl Brodsky a fost pictor oficial al reginei Victoria Marii Britanii, la 1890 și ceva. Este prezent în toate British Museum are tablouri. Are la Budapesta tablouri. El e bănățean din Timișoara. Mă, noi ne-am venit. El care nu era deloc maghiar, e revendicat de către istoria artelor plastice din Ungaria, majoritatea tablourilor lui, cum zicea și Daniel, sunt la Londra sau la Budapesta. Avem și noi câteva descoperiri după aia. Și dacă dați o căutare pe internet, se va spune pictor maghiar. Atât. Al reginei Victoria, cea mai importantă. Epoca Victoria. O croat cu nu știu ce. Iar noi nu vrem să știm de el. A spus domnul primar când a fost după aia. Făcut, sigur, să, aici, am făcut săpături, bineînțeles, a scris și o româncă, o muzeografă, o micromonografie despre el, dar majoritatea scrierilor sunt ale englezilor și ale
criticilor și istoricilor de arte maghiar. Am noroc că această doamnă a făcut, din păcate a murit, a făcut acest gest să facă monografia respectivă și să plec mai departe, am descoperit că există 3 sau 4 tablouri în depozitele Muzeului de Artă din Timișoara, prin grijă prietenului Marcel Tolcea, le-a scos de acolo la suprafață. Știți că există o perioadă de acomodare, nu te poți uita imediat la ele și le-am putut vedea. Și când am făcut următoarea ediție, următoarea zradă, am făcut evocare, am chemat lumea, după ce am descoperit, ca să spunem în valoare. A scos unul din tablouri ca să poată, în sala barocă, ca să-l poată vedea toată lumea care a participat la următoarea manifestare. Dar atât. Da. Acum, despre carte. Cartea, deci, are, conține aceste istorie, fiecare clădire a străzii Eugeniu de Savoia. Cartea se numește Cartea străzii Eugeniu de Savoia. Deci este un istoric al fiecare clădiri, absolut fabuloase sunt, să știți. Unele sunt atât de interesante. În alte clădiri am găsit mare, frumoasă, plină de boschetari. Centrul orașului. Deci am fel de clădire, cu scriitori, reporteri, jurnaliști, hai că o luăm, să vedem. Atâta ce se întâmplă? În plin centrul Timișoara. Centrul Timișoara. S-au uitat la noi... Când am intrat acolo, apare și asta, scris Tudor Crețu, directorul de acum al Bibliotecii Județenii, a și el în proiect și l-a scris despre aia săraci, cum stau acolo amărâți, dar cum îi lasă lumea, eu nu știu, primarul, ce sunt, în sfârșit, clădire veche de secol XIX. Lângă clădirea asta, o altă clădire în care a locuit o familie extraordinară din aristocrația muncitorilor Timișoarei. Și Lugojov, nu? Celebri, cojocaci, lumea asta meseriașilor, știți? Că nu a avut nimeni în țara asta, cum am avut noi aici în zona asta. Și Lipo, am bea, și fiecare. Am avut aici o aristocrație, îmi place să zic că muncitorească. Oameni care... O și făcut, mă, în 1900, ei au făcut echipe de fotbal, ei au făcut social-democrația, nu ăștia, mă. Alți boacteri din ăștia, zici, muncitori din ăștia. La 6 case, mai vedem unde li s-au făcut clădiri ca lumea, toată zona asta este cartier muncitoresc, acolo în 1900, în vremea când Timișoara era socotit Manchester, Ungarii, destul, cum era, că era după Budapesta a doua, ca dezvoltare industrială extraordinară, nu? Toată zona Fratelii, nu? Este cartier muncitoresc făcut atunci. Cu clădirile alea le lua, cu casele bogate. În sfârșit, am descoperit acolo o familie teribilă de meseriași de saxofoane. Nemți, care sunt acum plecați în Germania, urmașii lor, i-am descoperit. Celebri care au făcut saxofoane pentru mari jazzmen din Statele Unite și pentru, mă înțelegeți, pe care i-a recuperat un mare meseriaș care a fost Guban. Am făcut și cu Guban, i-apareția, pentru că e legat de Guban, bătrânul. Guban, care i-a recuperat și l-a dus la fabrica lui de pantofi, celebra fabrică care a fost în toată lumea, datorită mâinilor de aur acestor aristocrați muncitori, cum le-am zis noi. Da? Deci iată câtă lume, nu? Mai departe, tot pe stradă, nu departe, și o clădire în care înainte vreme era temnița, vis-a-vis de dicasterial, unde erau condamnații la moarte. Și e lucrurile astea. Vedeți ce interesante sunt. Cum ar putea fi subiect de turism. Și am spus, așa acolo o punte a suspinelor care... Și după fiecare clădire scrie maghiară, germană, cartea asta de aia așa de groasă, că în limbile Timișoare am făcut-o. Deci aia ce înseamnă? Română, germană, maghiară și sârbă, în 4 limbi. Asta că am spus, că au fost limbile vechi și noi facem în limbile astea. În spate are și un film foarte frumos, făcut cu televiziunea română. Despre strada Eugeniu de Savoia a făcut cam în sistemul docu-fiction, așa cum fac ăștia la Discovery cu actorii îmbrăcați de la teatru, de la Teatrul Național. Deci asta este strada Eugeniu de Savoia. Anul următor am făcut strada Merții, care este lângă Muzeul de Artă, stradă mai mică, așa, și una din obiectivele. De fiecare a fost primarul, de fiecare dată, că am anunțat toată presa, nici nu putea să nimeni. Lasă că am făcut un scandal acolo, că presa a priceput și a plăcut. Vezi? Și o să facem acum, să știi că facem o conferință de presă în cimitere, mă, pe cuvânt. Pentru că acolo este unul de ce. Dar nu mai e de mată. Deci, calea poziașului... Le-am întrebat, bă, nu zic, dumneata, știi, pe un administrator. M-a luat așa, zice, ce? Iar anul trecut am fost. Am niște rude în apropiere, rusul și de anul, mă, cimitere din secolul XIX.
Zic, ce-i cu iarba asta aici? Chiar că proprietarii, zic, ce proprietari, domnule? Zic, de ce amendează care-s proprietarii? Dacă... Și da, zic, eu zic, într-o trotuare, când am ajuns la ei, n-am putut să treacă. Zic, dacă într-o săptămână nu faci, zic, m-am prezentat cine sunt de la universitate, zic, mi-a dat, știi că sunt trei rectori mormântați aici și nu știu cât scriitori și familii importante, de ce nu apar aici cum vinți în cimitir? Scris, ăștia sunt personalitățile, eu de unde le protejăm mormintele lui oamenii ăștia? Care sunt valori? Într-o săptămână te-a toată iarăși o bucurăție. I-a spus că mă duc la primar. Dar primarul, de ce nu face asta? Să nu el, să trimită pe cineva, mă, tot timpul. De bine sfârșit, nu mai e că... Am făcut pe strada Merții, următoarea. A fost foarte interesant, n-am reușit acolo să facem carte, dar anul trecut, 2011, am făcut ultima ediție pe strada cu tema curții interioare. Rămasă, ultima cărticică mai mică, că n-au fonduri. Este în română și în engleză. Strada Augustin Paha. Este paralelă cu Merții, următoarea, tot de în Piața Unirii, toți străzi istorice cu clădiri, la fel făcute fiecare clădire recenzată, istoric prezentată și de data asta literatura a fost pe tema curții interioare. Este o poezie nesfârșită în vechile cetăți, și în Sibiu, și în Timișoara, în zonele astea de patrimoniu, curțile astea interioare, sunt foarte frumoase, dacă nu punem termopane și izmene și punem acolo notariat și tot felul de birouri, că suntem țara nimănui. Adică trebuie să existe inspectori din ăștia în Germania, bau polițaile, le zice, păi dacă îți faci casa cum vrei, când ești în zona patrimoniului, te amendează, dar nu te vezi. Ca să păstrezi atmosfera, poezia, frumusețea acestor. No? O trimisă vine, dacă nu veneau italienii, Piața Unirii era distrusă total. Până în 1996-97 a fost moartă, nu era nimeni. Și atunci au cerut pivnițele de la primărie. Ce trebuie pivnițele astea? Și au făcut niște baruri de o frumusețe extraordinară, cu inteligență. Avem valori turistice care nu le folosim. Erau niște pivnițe insalubre. Insalubre, le-au luat și toate niște pivnițele. Așa să le faci la fost. Și acum au... Piața Unirii trăiește, Piața Traianii moartă. În sfârșit, nu găsesc soluții culturale sau fie. Deci, aici, deci pe Augustin Paha a fost o chestie foarte frumoasă, exact la răspântea cu altă stradă, deci în aer liber, pe un text al lui William Totoc, Sabin Popescu a făcut, a montat o piesetă de teatru, plecând de la drama episcopului Paha, Augustin Paha, felul în care l-au arestat și l-au judecat comuniștii, am făcut rost de o cușcă imensă de la Petru Ilieșu, lumea care a trecut întâmplător pe stradă, s-a speriat, nu știau dacă e o chestie adevărată. Simbolul pușcăriei, știți? Acolo un actor. Și textul foarte frumos adaptat de regizorul Sabin Popescu, de un mare efect. Polițaiul... Mai postmodern, cu motociclist. Da, cu motocicleta, era un anchetator între ăsta așa tenebros și omul care, actorul care a jucat în rolul lui Augustin Paha a fost super. Deci asta este strada Augustin Paha. Acum, de asemenea, mai inițiat și asta am propus și lui Dorin și Adrian și poate și Luminița să vedem. Trebuie să... Și uite, e Constantin Tufanstan, care a venit și el între timp. Exact, să le comunicăm puțin, că de-aia am zis să facem și o mică comunicare. Noi avem... Am uitat în Biblioteca Universității, că e informatizată tot, am scos 900 de titluri pe bibliografie bănățeană. Că acum vorbesc de seria Patrimoniu Bănățean, cărți care ar trebui traduse, puse în circulație, știute, neștiute. Din astea 900 de titluri, nu mai spun ce mai are Biblioteca Județeană, presă de secolul XIX și așa mai departe. Din aceste 900 de titluri, foarte multe, majoritatea sunt în germană și în maghiară. Unele dintre ele sunt și în sârmă. Unele dintre ele sunt spectaculoase, la care asemenea și vorbeam despre Philip și am înțeles că mai trăiește cineva, trebuie să-i... Philip Miller. Este uluitor acest Philip Miller, care a scris în germană, în engleză, terminat scenarist la Hollywood a fost, în anii 30-40, după al doilea război. Atunci a murit după al doilea.
Eu l-am descoperit ca student la Biblioteca Universității din Timișoara, în donația făcută după primul război mondial de regele Ferdinand. Era din colecția regelui Ferdinand, fiul pe ăsta din Caransebeș, dată Universității din Iași. Era cu ex librisul regelui Ferdinand. A fost un om de mare cultură. Dar cultura de asta mai specială, mai ezoterică avea regele Ferdinand. Ciudat așa. Și asta și-o donat biblioteca și atunci aia când s-a înființat universitatea noastră bănățeană aici la Timișoara, 1950 ceva, profesorul Todoran, iertat, și cu profesorul Tohoneanu, s-a dus la Iași să ne dea biblioteca aia de acolo ca să înființăm universitatea, visul vechi al bănățenilor, nu? Cu Sever Boc, în programul lui politic, era trecută treaba asta. Și atunci eu de acolo am primit o parte din cărți ca donație pentru dezvoltarea Institutului Pedagogic, mă fac la început, după care s-a făcut universitatea și am descoperit pe acest Maria Filiu. Pe nu știu că e din Caransebeș, am citit în franceză, o carte absolut fabuloasă, scrisă impecabil, se citește așa cu o plăcere, ca să spune Ștefan Zweig, așa, de proza istoria, așa, miștoacă, despre istoria iezuiților în Japonia, mă. Scrisul 1930 și ceva. Teribil. Avea teribil. Trăsnite așa și pe care... Total, extraordinar. Era și un reporter de Andergure. Deci avem o serie de cărți care nu există în circuitul național românesc, care sunt de limbi, dar sunt ale bănățenilor. Banatul așa a fost el, Banatul ăsta. A fost nemțesc, a fost și ungu, și sârb. Toate astea țin de cultura bănățeană. Care este ca și cartea asta diversă și trebuie să o recuperăm, că dacă e mai multe limbi să putem comunica între ele, că nu comunică. Costin Feneșan, care am lucrat cartea pe care vreau să vă prezint acum, în seria Patrimoniu Bănățean, am zis. Nu asta, cealaltă, da? Nu? Am inițiat seria Patrimoniu Bănățean și asta facem un îndemn, să vedem. Am cerut bani, eu dat primăria ca să putem să scoate, că sunt cărți care, mă rog, mai greu pot să le editez, dar dacă face toți un bord așa pe cărți rare, pentru care să ne batem și financiar și să lucrăm împreună, să stabilim o listă de priorități prin ONG-uri, la Lugoș, poate să identificăm și la Caransebeș, să putem să lucrăm să le aducem în circuit. Să le putem pune, iată, această carte pe care am reușit. Este un prim pas făcut cu Costin Feneșan. Istoric deci, foarte bun, Lumința știe, este un performant istoric al Banatului. El și Bocșan, fiertatul Valeriu Reu, nu mai este între noi. Mare istoric, Valeriu la Reș, s-a murit. Anton von Hammer, îi zice, istoria ciumei din Banat. Și cu păstrața lui Walter Konschitz. Din germană, cartea, în germană. Am tradus-o. A tradus-o Costin Feneșan, istoricul nostru, și mi-o da, am făcut rost de bani. Am editat-o în această serie care începe cu acest Anton von Hammer, istoria ciumei din Banat. Este carte scrisă în secolul XIX, la 100 de ani după ciuma din Banat, care a fost în 1738. 1716 a fost eliberarea cu războiul și asediul Timișoarei și la 20 și ceva de ani a început și războiul, tot pe atunci războiul, primul război cu turcii, austro-turcesc, în care românul nu a făcut de minune, a fost cu turcii toți, care ne-au plăcut, că turcii s-au rugat să facă ordine. Nu, ne-au plăcut cu turcii, că, na. Și după aia, la al doilea război, în schimb, a fost soldați minunați ai... Au început să le placă gaitanele și chipirele. Da, eu și lor biciuit, spunea Valeriu Leu pe aici, că nu oricum să-și dea copiii la școală. Și au dat ordine, spune Nicolae Stoica de Hațec de la Viena, au venit la protopop, să le dea la pop să învețe cum să pună păstărnacul și cartofi, că n-aveam, că eram cu oile și cu astea. N-am, a fost mai... Și duzii care s-au pus în Banatul ăștia, că mai am tăiat, mă, că așa o mătase. Nu să mai lovească nebunii să dea cu mașinile în duzi, am tăiat duzii, mă, care după patrimoniul bănățean și specificul nostru. L-am tăiat, mă, duceți, o să vedeți că sunt tăiat. Cea care a lansat penibila buta de nu te pune cu timișoreni. Da, și mă, oameni, da. În sfârșit, această carte este un început. Este traducere, este cu un studiu introductiv al lui Costin Feneșan. Ieri am ținut neapărat să apară și varianta germană. Care e reprodusă anastatică. Am reprodus-o anastatică, o tehnică fotografică și apare cu exact cum a fost. N-am mai găsit, și asta a fost o problemă, că n-am găsit cartea. Deci două exemplare existau în Timișoara. Unul la Muzeul Banatului, unul altul la Biblioteca... Cartea are 100 ceva de ani, care am invitat. Biblioteca Județeană Timiș. Amândouă au fost furate. De la partidul. Cum Eugen Florescu fie iertat, de la pentru care Dumnezeu să se ierte în cazul lui,
a furat protecția ăla cu ceaușul, chinuia cu ceaușul și el îmi fura pe hamă. Chiarului drapelul, deci ca lugojeni suntem interesați, eu pot să zic că și lugojeni, că sunt născut la Coștei, așa. Și i-am spus lui Paul Eugen Banciu să mă lase să scriu despre chestia asta, când mai trăia Eugen Florescu și nu m-a lăsat, că nu știu de ce, i-a fost frică. Știa clar că Eugen Florescu nenorociți care au distrus. Da. Nu vă spun că ce au mai furat, toată donația care am avut-o de la marele explorator ceh, îmi scap acum numele, pe care Timișoara l-a ținut în secolul XIX, cum a fost în Africa, unul din mari descoperitori al unor ținuturi din Africa și care au donat Timișoarei ca mulțumire. Au făcut la cazină baluri când s-au întors pentru el și au strâns bani. Timișoara, mai mult decât Praga l-a susținut, pentru că ăsta e un mare explorator al Africii, îmi scapă numele acum. Și care au donat Timișoarei, de s-au pus bazele secției de păsări, ornitologie. Știți că există la Muzeul Banatului acolo, dar exista și o chestie din asta de etnologie, de triburi din Africa, unică în România. Numai este 60 și ce v-au luat în București, mă, clar, stilul. Adică noi ne-am chinuit în secolul XIX, primit bani, care zic bani cu alte comunități și ne-am spus de ce nu cerem înapoi. Că e nostru, e... Rog de testamentul lui Corneliu Baba, care a lăsat cea mai mare parte a tablourilor, extrem de valoroasă colecția lui, a lăsat-o Timișoarei. Pentru că el nu era timișorean, dar a fost atașat de Banat și din cauza Revoluției, jurnalul lui Corneliu Baba este absolut extraordinar. Și aia era să o pierdem, că nu au făcut muzeu, atât au furat de la Muzeul de Artă, da. 20 de ani. El au schițile făcut în 10 ani că... și noi 20 ceva de ani am reparat. Că în timpul războiului a fost găzduit aici în Banat și a fost extrem de impresionat de ospitalitatea venețienilor și unii și părere, dar uite că lui i-a plăcut tare. Așa, deci istoria ciumei, asta este și asta, am reușit să o scoatem. A doua carte cu care suntem de asemenea mândri, este un scriitor foarte important, la care noi ținem foarte mult, și anume Virgil Birou. Cei care știu, îl știu. Este un scriitor important, cu un roman foarte bun. Romanul a apărut la editura Fundațiilor Legale înainte de plecarea regelui, deci a prins ultimul tren de libertate. În 47. 47 a apărut romanul. Și atunci... Lume fără cer. Comuniștii l-au retras. L-au retras după aia. El a apărut la editura Fundațiilor Legale. Fundația este... regelui Mihai I. Exact. Despre minerii din Aina. La 1918. O lume foarte interesantă. Un roman realist, deci, în chel, înainte, Zola. Înainte, da, e zolist. Ce înainte ce de război, de izbucnirea războiului, un pic înainte de izbucnirea războiului și un pic după izbucnirea războiului, pentru a arăta că, de fapt, că soarta minerilor a fost una ingrată și sub Austro-Ungaria, dar și sub România. Romanul este important și prin faptul că inserează o serie de termeni tehnici minerești la modul cel mai firesc și de asemenea mizează foarte mult pe regionalismul bănețean, pe termenii regionali bănețean, pe care iarăși inserează puternic și nu deloc artificial. Este după știința noastră, dacă dumneavoastră știți altceva, vă rog să ne spuneți, singurul roman autentic despre, nu vorbesc de prostiile proletcultiste, despre mineri, despre muncitori de la noi. La romancinerii noștri au scris ori despre țărani, vezi, Rebreanu, și ori despre intelectual, vezi, Camil Petrescu. Poate ceva la Iona Gârbiceanu, să zicem, în Arhanghelie, dar romanul ăsta este mult mai puternic decât Arhanghelie. Agherbiceanu mai degrabă e bun în proza scurtă. Proza scurtă, da, e mai puternic. Da, dar altceva nu. Este un roman puternic care, așa cum zicea Cornel Ungureanu, a fost lovit de ghinion. Odată că a apărut când nu trebuie. După aceea comuniștii l-au recuperat, l-au citit, au făcut propria lor lectură. L-au repus în circulație un pic cenzurat.
nu le-a plăcut faptul că nu avea o perspectivă luminoasă. Și că știți ce am mai spus în cronicile de epocă? Că Sudul e prea... Avea multe înjurături. Jură, țărăbucitori. Erau lume... La comunismă nu făceau nici... Amor, erau fără asexual. E o revoltă muncitorească prinsă acolo. Minerească extraordinar. Cu tipii care se duc și jefuiesc sanatoriul de la Marila și după aia ajung în Oradița, unde existau niște bazine cu țuică. Și aici se încinge un chef turbat și... Tip Revoluției lui Bela Cunii. Un tip care se neacă acolo în țuica aia, cu chefuri, cu orgii, cu... Și începe cu niște minunate scene, cu un uite de la sac, care își scapă pe nepot. Extrem, da. Pe nepot de la război, să nu-l ducă la... la... cum era, cu Austro-Ungaria. Așa, acum, mă, cu răchie, duce pe la tot felul de ăștia la Oravița. Doctor, știi? De care băiatul de vece, să nu... Sau că are... în Galiția, da, sau care e acela cu inima. Sau cu inima, cu herț, tot zice acolo din țe. Este un roman al Banatului nostru. Da, și unul dintre revoluționari a furat o teracotă. Și mergând spre... Da, e scena cu cuptorul. Este extraordinar, o cară prin pădure. Extraordinar. Iar personajul, evident, personajul principal al romanului este Mina. Explozia din finalul cărții a fost exploatată, să zicem, de comuniști în codul respectiv, care arată că s-a terminat o lume și așa. Dar ei nu au explodat. Da, era cu totul. Iată că nu mai explodat. Un roman senzațional. Senzațional. E unic în literatura română, nu că suntem noi bărățeni. Am avut satisfacția să-l reedităm cu câteva săptămâni și l-a văzut înainte fiul lui să moară, inginerul Ionuț Birou, care ne-a dat o serie de, ne-a oferit o serie de date despre tatăl său și chiar ieri a murit Ionuț Birou, am fost la mormântarea lui. 73 de ani, nu, da, era în putere, dar uite o boală din asta, încrucișătoare la tele. Deci are și studiu făcut și de mine și de Viorel Marineasa despre lumea bănățeană și prefață, și o prefață la Cornel Ungureanu, tabel cronologic, l-am făcut filologic. Deci toată seria asta de patrimoniu care vrem să o facem, să o gândim, să identificăm titluri, să identificăm surse de finanțare, să mai cerem de la domnii primari să ne ajute prin ONG-uri. Indiferent de culoare politică. Indiferent de, cultura nu are culoare politică. Trebuie să-i deranjăm. Și să-i deranjăm puțin. Noi îi denajăm în Timișoara, pe noi acum deja ne... Dar trebuie denajat și aici, să facem o listă, așa... 2, 3, 4 titluri pe an din literatura bănățeană neștiută încă. Ar mai merita să vă spunem ce avem de gând să mai scoatem în această serie, tot la Diacritic ne-am făcut. Ar mai fi, deci, Tălmăcirile lui Petru Svetca, din mari poeți italieni, care atunci nu prea erau le-a făcut în timpul celui de-al doilea război mondial. După aia, oamenii aceștia au luat, au avut o ediție extraordinară, poetul și traducătorul Petru Svetca, luat legătura cu fiica sa, care a pus tot ce trebuie la dispoziție, a tradus din Ungaretti, din Quasimodo, din cine mai tradus? Din... poeți mari italieni. Montale și așa mai departe. Da. Deci vreo 5 poeți italieni și traducerile sunt de înalt nivel. Iată un bănățean care în perioada... La Trifoiul Cărășan erau toți acolo, mergeam, nu? La... era la mie, nu? Birou era. Birou, da, cu Romul Adea. Și cu Romul Adea și cu... Da, Spilul acolo, aveau birtul lor, Timișoara, să întâlneau bătrâni. Asta, deci asta e un proiect. După aceea am vrea să... reedităm volumul al doilea de discursuri parlamentare politice al lui Sever Bocu, mai înainte la editura pe care încă o am, deci nu i-am mormântat așa cum cred unii, mai scot cărți și acolo și cărți interesante, să vedem să fac așa. Deci volumul al doilea de Sever Bocu. Care să știți că care a fost de bine. Ar putea jurnaliștii de acum să învețe din articolele lui, să vadă acolo cultură, să vadă acolo cum să scrie, nu cu greșeli gramaticale și cu tot felul de prostii, că n-au cultură. Să vadă acolo cultură, făcută la jurnalistica de la
în Budapesta, Viena, și un care cu pușcărie pentru ideile lui. Că vorba lui a fost închis și de unguri și de comuniști, după aia că muri la Sighet, știți? Și el zice, celebra lui vorba, că era cu descentralizarea. Și ce este centralismul de la Budapesta, ce este centralismul de la București? Când Nicolae Iorga zice, nu dau pe stradă din București toate satele voastre din Banat. Asta a spus Marius. Da. Și, și este vocea Banatului. Ei, să nu credeți că avem ceva cu Iorga, ne-am gândit, ne-am gândit tot în proiectul ăsta, să-l băgăm la patrimoniul bănățean, pe Iorga cu ultima sa carte Antumă, care este în mod întâmplător despre Banat, însemnări și observații, cred că nu citeți exact titlul Banațeni. Foarte frumos. Foarte frumos. Deși era și campanie electorală atunci când au vorbit așa de Banat. Că știi cum e la campanie. Nu, dar sunt niște însemnări atât de interesante și de precise, de parcă ar fi fișele unui istoric de la Anal. Așa sunt făcute. Parcă are foarte faine, foarte densă este cartea asta de observații. Se spune așa, satul cu tare. În biserica satului am găsit o saltire din anul cu tare, am mai găsit asta. Pe foaia ultimă am aflat însemnarea și pe care o transcrie. A fost mare cutremur, a fost inundații, mi s-a născut un copil, nu știu ce. E fascinantă cartea asta. Și încercăm să încheiem cu ciudățenie pe care lucrează ăsta, Secherneș, o monografie. Ianuș Secherneș. Ianuș Secherneș, președintele unui artișor plastic din Timișoara, are o carte. Deci nu se prea vorbește cu patrimoniul. Mai, dar e interesant. Acum nu trebuie chiar toate să fie sub această sită. Un nebun din Lipova, în vremea între cele două războaie mondiale, îl dă în judecată pe Thomas Mann.